cea mai groasă ciorbă de fasole din lumea asta, parcă ar fi iahnie. Iar chestia de deasupra, să știți că e tarhon, nu strâme moarte. Da, e doar un tarhon. Pentru că am uitat să pun în oală și am pus în farfurie. Acolo este cineva pe care nu l-am mai văzut de câteva zile bune, bune. Domnul Soare! Hello! Mai vii și tu pe la noi în vizită? Mai des așa și mai puternic, dacă se poate. Și pentru cine vrea să știe, acest păr este părul meu natural. Așa e, în toată splendoarea lui, ăsta este părul meu natural. Proaspăt spălat, încă nici nu este 100% uscat pe aici, așa, încă mai e umed un pic, pentru că mi-l-a spălat și am adormit cu el ud și așa, ăsta e rezultatul. Deci că m-a scărmanat ud din cap, cam așa arată, da, așa, pentru cine își dorea să-mi vadă părul natural, da, când îl vedeți că este întins, e de la fân. Astăzi nu s-a mai putut și ne aflăm, dragi boys and girls, aici, astăzi, pentru că m-aș certa foarte tare că de ce am pus în ultima vreme numai clipuri cu cărți și n-am mai pus și eu un daily vlog. Dar unde-i Nico un daily vlog? Că vrem și noi un daily vlog. Daily vlog nu s-a produs, că n-am avut de unde, că n-am făcut nimic, că este o perioadă, după cum știți, în general, ianuarie este perioada de aia, așa. Perioada pe care eu vreau să o folosesc cât mai este, vreau să o folosesc cu un anumit scop, adică nu vreau neapărat să o irosesc. Stați că-mi caut alea. Ca să știți, astea, că tot timpul au tendința să iasă și mă enervează dacă le văd. Și vreau să mă asigur că sunt înăuntru. Tot timpul zic că le tai și nu am uitat să le tai. Așa. Motivul pentru care am avut numai clipuri cu cărți este că am avut o perioadă asta foarte slow, așa, nici nu m-am simțit fizic foarte ok, adică n-am fost la capacitate maximă, am fost cumva under the weather, nu știu dacă a fost cea mai bună decizie faptul că am zis că o să filmez sau o să pun clip o dată la două zile, pentru că m-am apucat să filmez, am filmat un calup de clipuri cu cărți, pentru că astea sunt mai ușor de filmat, adică vorbind despre cărțile mele, vorbind despre mine, despre experiența mea cu cărțile, vorbind despre chestia asta, necesitând excesiv de mult research, știți? Adică astea nu sunt clipuri, dacă am citit o carte vorbesc despre ea. Nu trebuie neapărat să fac foarte mult research, mi este foarte ușor să fac clipurile astea și să filmez multe, unul după altul, așa, și asta am și făcut. Pentru că mi-am propus să, pentru a avea clipuri, să filmez mai multe calupuri din asta, adică gen despre eleganță, să filmez mai multe clipuri deodată, după aceea să filmez despre cărți, după aceea să filmez despre beauty sau altceva și să rămână daily vlogurile așa, când s-au întâmplat ele. Ei, am filmat calupul cu cărți, cu clipuri despre cărți și n-am mai ajuns la restul, pentru că avea intervenit starea asta mea așa, așa, și am vegetat, am stat, am, nu știu, de fapt singura chestie care îmi vine efectiv să fac în momentul de față este să citesc. Și m-am trezit când unele zile în care n-aveam stare de nimic, nu mi-ar da de nimic, nu trebuia nimic, nu-mi plăcea nimic, m-am trezit că n-am clip. Și atunci mi-am pus pe astea cu cărți că le-am filmat, dar voi vreți daily vlog-ul, ceea ce mă bucură și vă mulțumesc din suflet că vreți să le vedeți și așa, dar nu s-a mai întâmplat, mai filmat, efectiv nimic, a fost urât, a plouat. N-am putut să ies pe afară, n-am făcut nimic deosebit. Oricum, v-am tot amenințat eu, că de, cred că de un an de zile vă tot ameninț eu că o să vină niște schimbări așa în ceea ce mă privește și muncesc la schimbările aia, am început să lucrez la treaba asta și până nu se concretizează ceva, n-am ce să vă zic. Că efectiv, ca să... Stai că am văzut ceva, mi-a atras ceva atenția, apropo de... Deci până nu se concretizează efectiv ceva, nu am ce să vă arăt, știți, și să vă zic. Și așa că e o perioadă din asta, din punctul meu de vedere, cum ziceți și voi, este o perioadă destul de boring. Dar v-am spus eu că perioada asta boring, așa, e bine să o tratăm ca atare și să ne bucurăm de ea, pentru că sunt multe lucruri pe care le putem face, pe care nu le-am fi putut face în alte perioade, cum ar fi, nu știu, să te concentrezi pe ceva, să te concentrezi pe învățat, să te concentrezi pe alte chestii, pentru că multe mi-a spus că e o perioadă destul de lentă, de așa, nefiind sărbători, nefiind nimic, neîntâmplându-se nimic, nefiind nimic extraordinar. Vi se pare destul de, nu știu, ciudată perioada asta.
Și mă gândesc că e o perioadă bună în care să ne concentrăm pe alte lucruri, pe a semăna niște semințe, pe a le crește și pe a le îngriji pentru perioadele viitoare, știți? Cam așa o văd, pentru că vă vorbeam și pe Instagram și făceam cu voi o paralelă din asta în care vorbeam despre treaba asta și ziceam că ar fi fain, că ar fi fain să vă gândiți așa la perioada asta ca fiind o perioadă în care să semănați niște semințe metaforice către, nu știu, a crește. Și asta încerc și eu să fac, dar na, asta implică să faci lucruri care nu sunt atât de interesante, atât de wow și atât de așa. Și prin urmare, da, nu prea am făcut mare lucru, de-aia n-am avut. Astăzi, având astfel ca să-mi repar cumva greșeala, să spunem, avem un fel de TikTok, dacă vreți să vorbim despre exact despre treaba asta. Trebuie să vă zic că am constatat că Udi este o drama queen mai mare decât mi-am imaginat. Și asta pentru că mi s-a stricat centrala. Sau, mă rog, nu s-a stricat centrala în sine, s-a stricat ceva la centrală. Da, trebuia să întâmple și treaba asta. Și până o să vină piesa de schimb să se așa, care trebuie să vină zilele astea, călduriți încă mai puțin. Noroc că nu e extrem de frig, noroc că nu strâng minus 30 de grade sau minus 10 la noaptea afară. Noaptea e cel mai rău, că noaptea nu pot să controlez, că trebuie să-i bag apă în constant, trebuie să-i bag apă constant și ziua pot să stau pe lângă ea și să mă plimb și să mă duc să verific dacă are apă și să-i bag într-una apă ca să încălzească caloriferele, dar... seara, noaptea, nu se mai duce nimeni să verifice și atunci pierde presiune, pierde apa și în ziua merge sărăcuța în gol și să n-o stric și mai rău de atâta, o opresc, știți? Deci noaptea cam friguț și udia mea este o dramă cu ina acum, pentru că mai devreme am văzut-o că s-a dus, s-a băgat toată în perne, era pusă în păturica lui Jimmy, dormea și era băgată în perne, deși nu e frig în casă, că e zi și v-am zis că pot să controlez, acum stai de drumul cu caloriferele și e cald. După care, după ce a plecat din pat de pe păturica lui Jimmy, a venit aici pe scaun și de-aia țin păturica asta pe scaunul ăsta tot timpul, pentru că vrea și ea păturica ei. De obicei o ia pe lui Jimmy, o confiscă pe lui, dacă s-a să certe, pentru că au început să se certe pe păturici, da, e dramă, e telenovelă în toată regula. Vine aici pe scaun și acum drama queen-a noastră și-a tras pur și simplu partea asta de sus, a pus-o peste ea și a tras-o cumva peste ea și era toată înfofolită, adică era la modul ăla, era, nu, era foarte frig la fată, deci era atât de frig încât ea trebuia să fie. Mai devreme am găsit-o stând pe un calorifer. S-a dus să mănânce și după aia, mami, mi-e frig, deci, repet, nu e frig, afară au fost astăzi 8 grade, deci chiar nu e frig ca să zici că mori, așa, dar ea, pentru ea este foarte frig. Nu, ea nu suportă atâta frig, ea nu poate să trăiască în frigul ăsta, în condițiile astea imposibile pe care îi le ofer eu. Prin urmare, cere să fie adoptată. Nu că aș da-o vreodată spre adopție, că mai bine mor. Așa. Dar mi s-a părut foarte haios. Și da, cam asta a fost perioada asta în ultima o săptămână și ceva. S-a suprapus vremea asta urâtă, cumva, și cred că și mi-a și accentuat starea asta de sil, așa, de... nu știu, că să știți cum e când... nu se aliniază planetele, când ai și o stare proastă, când nici hormonii nu-ți pe acasă toți, când, știți, e destul de aiurea și cam asta a fost, dar trebuie să ne revenim, o să ne revenim, că avem treburi și de făcut și lucruri de care trebuie să se întâmple. Prin urmare, trebuie să ne revenim și vreau să mă mănâncă cicatricea de la varicelă, ceea ce nu s-a mai întâmplat de foarte mult timp, poate mi iese un coș acolo când s-a mai întâmplat asta. Da. Apropo, am constatat că eu cu Eugenia avem cicatrici de la varicelă exact în același loc. Aici, în frunte. O gaură de la varicelă în același loc. Ah, și apropo de cicatricea mea asta de la aluniță. Băi, deci m-am mâncat pielea în ultimele zile aici, ceva de groază. Deci îmi venea să stau numai ca Udi așa, să mă zgârcâi. Îmi venea numai așa să stau cu așa. Mai e o pată roșie, acum acoperit-o un pic de cearcă acum. Încă nu m-am obișnuit că nu am aia, pentru că eu când nu sunt machiată, nu mă uit la mine și mă văd cu pata aia acolo și e ca și cum ar fi alunița, dar încă nu s-a dus, trebuie să ducă pata aia roșie de acolo. O să mai dureze, pentru că la mine se vindecă greu. Tehnic vorbind, pielea este vindecată, dar mai are așa un pic de lucru acolo și este pata aia roșie care muncește și
S-a estompat destul de mult în ultimele săptămâni, că i-am tot dat cu crema aia de depigmentare și se estompează ușor, ușor se estompează, dar zilele astea v-am spus, mamă, cam vedeți, așa, pielea fiind sensibilă acolo, bineînțeles că nu ating, nu fac ceea ce îmi vine, dar îmi vine să iau o gheară de lui și să mă râcâi cu ea pe acolo. La modul ăsta, asta așa ca idee, dar pentru că se vindecă, iese bun. Eu știu că tot timpul când te mănâncă pielea, se vindecă. Și mai ales unde ai rană, se vindecă. Da. În rest, nimic deosebit și interesant și wow, am chef numai de citit. Deci dacă aș putea să stau non-stop așa să citesc și să nu mi obosească ochii, ar fi absolut fantastic. În rest, nu am chef de nimic, n-am chef de ieșit afară, n-am chef să fac nimic, nu-mi trebuie nimic, nu vreau nimic. Am făcut ciorba aia de fasole astăzi, care a ieșit foarte bună de altfel, ca orice ciorbă de fasole, adică nu prea ai cum să greșești ciorba de fasole, din punctul meu de vedere, dacă se fierbe fasole și nu prea ai cum să o greșești. Și este un must. Ce ai pățit, domnișo? Iară s-a pus pe calorifer. Ce faci, drama queen? E rău acolo, mama, nu? E rău, rău în casa aici la noi. E rău de tot, adică atâta chin și atâta mărăciune, vă dați seama, atâta... Of, Doamne, eu cât omor pisica asta. Cât o chinui... Frate, sunul e acasă, e plecat, e îndrăgostit, cred că, sau ceva, că a venit, a mâncat de două ori și a plecat. Nu ne-am văzut prea mult la față astăzi. Ieri a stat un pic mai mult pe acasă, dar astăzi nu, n-a stat cu mine, deci nu ne-am văzut prea mult, nu, nici nu m-a băgat prea mult în seamă. Așa că sunt numai eu cu zâna mea, cea blondă, și în rest nimic nou sub soare. Îmi pare rău, dar mai sunt și perioade din astea și nu-mi place nici să le fake-uiesc, că să dea o impresia că, wow, cât de ocupată sunt eu și câte am de făcut. Chiar mă gândeam astăzi că dacă a dat un pic soarele, trebuia să filmez. Nu, n-am mai apucat pentru că m-am luat cu altele și mi-am cum însumat 3/4 din energie pe alte chestii. Mă gândeam că... poate ies afară puțin prin curte să fac ceva, dar nu, n-am mai apucat, v-am zis. N-am apucat, nu că n-aș fi vrut, n-am apucat. Mă gândesc să încep o carte nouă astăzi, dar nu știu ce. Poate mă arunc în mal de rola de cărți cu 23 de cărți pentru 2023 din clipul ăla. Poate. Sau poate încerca altceva, nu știu, așa ceva... Și ceva care să mă țină așa în priză, ceva care să fie totuși lejer, dar să mă țin în priză, adică sunt foarte hotărât în perioada asta. Hormoni, v-am zis, hormoni. Just hormones, because we are women. Și mă mănâncă ochiul. Iar, și când spun că mă mănâncă ochiul, mă mănâncă cu pregătire aici pielea asta. Chiar nu știu ce să fac în seara asta. Udi, tu ce zici? Vino și tu cu o propunere interesantă să uită la vecinii mei. Sau la vecinii mei, că sunt în curte, nu știu ce fac pe acolo, că am auzit ce mai devreme și baba mea bârfitoare, v-am povestit eu de ea, că stă pe geam și se ia așa. Ah, și ziceam, ca să revin, că mă pierdusem ideea, că nici nu vreau să făicuiesc perioadele astea cu să mă fac ocupată sau să mă fac cu chef, știți, să dau impresia că aș avea chef. Nu, pentru că n-are sens. V-am zis că am schimbat abordarea cu privire la foarte multe lucruri în ceea ce mă privește și sunt foarte multe lucruri care nu mai... Mi-am dat seama de-a lungul timpului că sunt multe lucruri care nu mai folosesc sau care nu prind bine sau care nu aparțin, nu știu, nu sunt ale mele sau nu pe care le-am făcut și nu, cu care nu mă mai identific și asta îmi propun, cel puțin în perioada asta de început de an, să curăț cumva, să revin la o formă cât mai autentică și cât mai true a mea. Pentru momentul ăsta în care sunt, pentru că s-ar putea ca peste 6 luni să fiu alta sau peste 5 ani să fiu cu totul alta. Cu siguranță voi fi alta, știți, adică nu discutăm. Dar pentru moment vreau să mă debarasez așa de niște obiceiuri sau chestii sau lucruri pe care le-am adunat de-a lungul anilor ăsta și mai ales în ceea ce privește YouTube-ul și de-aia și perioada asta așa de tranziție cumva cu clipurile și cu
cățile, pentru că de-aia am și pus multe clipuri cu cărți. Eu știu că nu prind astea și știu că lumea nu e interesată și știu că oamenii nu vor să citească sau nu le trebuie sau sunt foarte puține aia care chiar vor să citească. Eu sunt mulțumită și pentru aia, nu-mi pasă, efectiv sunt în lumea mea și cred că o să trebuiască să dau drumul la lumină, pentru că în curând, dacă ar merge și lumina mea, așa, se întunecă. Eu sunt mulțumită cu eu, sunt în lumea mea, sunt mulțumită cu mine, sunt mulțumită cu ce am eu de făcut, sunt mulțumită cu chestiile cu mele, cum merg, adică n-am nicio treabă, nu-mi trebuie nimic mai mult și nu vreau nimic mai mult și sunt concentrată pe a face ce îmi place efectiv și ce îmi provoacă plăcere și ce mă ajută pe mine efectiv într-un anumit fel sau altul, știți? Nu, efectiv sunt atât de deconectată de la lumea din exteriorul meu, din foarte multe puncte de vedere și pe foarte multe planuri și e atât de bine pentru că e foarte mult zgomot de fundal în general când ești atent la oamenii din jur și eu sunt, v-am spus că sunt un om atent la cei din jurul lui și sunt foarte conștientă de ce fac și de ce, cum se mișcă, ce fac, cum respiră, care-i tonul pe care vorbesc, cât de aproape stau unul de altul, cât de aproape sunt de mine și așa mai departe și observ comportamentele, gesturile și așa mai departe și la un moment dat toate chestiile astea te încarcă și e o perioadă de cleansing pentru mine, dacă vreți să o luăm așa, dar o să treacă, o să fie bine, suntem bine, nu-i nimic. Așa, deci de-aia am vrut să vin cu TikTok, mini TikTok-ul ăsta, că bănuiesc că e foarte scurt. Nici nu are sens să lungesc mai mult pentru, again, nu am să vă zic mai multe lucruri. O să ne revenim, o să vină și daily vlogurile, stați liniștiți. Și ca orice vlogger care se respectă, n-am nicio baterie încărcată, normal. Exact când vreau să închid, să termin clipul ăsta, să termin la bateria. Așa, ziceam că o să vină și daily vloguri. Sunt multe chestii de făcut și pe afară, pentru că mi-a spus că vă place să vă iau pe afară prin curte și să vă arăt ce mai fac prin curte și ce se mai întâmplă nou și care schimbările. O să vă zic și acolo, o să vă arăt. Deocamdată nu se întâmplă nimic. Afară la mine este totul mort, în afară de faptul că e curățată curtea, nu s-a întâmplat absolut nimic și mai durează până încep să se miște lucrurile. Chiar mă gândeam să comand niște plântuțe noi pentru primăvara asta, da, cred că mai am timp, adică nu mă grăbesc. Și da, deocamdată nu se întâmplă nimic, dar o să se întâmple, o să vină și daily vlogurile, o să revenim, dar am avut nevoie cumva de o perioadă din asta în care să dau un pic de risc fresh așa. Am zis, nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă idee după decembrie să vin în ianuarie. Am un fir de păr care să joacă cu nervii mei și fir de păr, asta mă face. Așa. Și nu știu dacă a fost cea mai înțeleaptă idee, mă așteptam să se întâmple treaba asta, adică cumva să se acumuleze, pentru că oricine ce ar zice, oricât ar zice haterii, să știți că există o doză de oboseală care se acumulează când filmezi, pentru că trebuie să stai concentrat pe chestia asta, păi totuși nu pot să aberez. Chiar și ăia care parcă aberează și că zic numai tâmpenii, chiar și ăia trebuie să se concentreze la treaba asta și nu-i chiar așa, știi? Adică necesită un pic de atenție, un pic de concentrare, un pic de timp așa și la un moment dat se acumulează treaba asta, oricât ar părea de simplă și oricât ar părea că nu e ca sapa, cum zice mama, pentru că la mama totul e referință la săpat, știți? Totul se referă, se compară cu săpatul. E la fel de greu ca săpatul? E mai greu decât săpatul sau nu e la fel de greu? Dacă nu e la fel de greu, nu contează. Chiar dacă unii spun că da, nu e cine știe ce, că vai doamne ce e mare lucru să deschizi camera să zici două vorbe, da, e o chestie și e o chestie să pui, e o chestie să fii în contact cu oamenii, să fii acolo constant și partea și mai proastă este că în ziua de astăzi ați văzut și voi bine că fiecare platformă din asta de socializare își vrea cât mai multă atenție. Da, vă rog, stați că am primit un SMS. Și fiecare platformă de asta de socializare vrea foarte multă atenție din partea ta și la un moment dat te obosește și chestia asta și cu asta vreau să intru într-un anumit ritm și încerc să fac ceva, să-mi găsesc ritmul, să-mi găsesc
Oricum, pentru mine YouTube-ul o să rămână întotdeauna principal, cred, și cred că Instagram-ul, Facebook nu mai există, deci nu am, iese din discuție. TikTok-ul, n-am atâta energie încât să mă bag și pe TikTok, adică tot ce pun pe Instagram pun și pe TikTok, dar trebuie să găsesc modalitatea de a jongla între Instagram și YouTube. Eu una încă n-am reușit să găsesc rețeta perfectă ca să le țin în echilibru pe ambele și de aia, și asta încerc să fac, de aia nici nu prea am postat pe Instagram anul ăsta, da, o să vin, o să ne revenim. Totul bun și frumos, dar m-am zis, cred că am avut nevoie de o pauză din asta după decembrie. O să ne vedem în următorul clip, mai vesel și mai aranjată de atâta, da, nu atât de ciufulită. Dar am vrut să fiu și eu, dacă se poate spune așa, și vedem ce mai facem de acum încolo. Vă pup și ne vedem în următorul clip. Să aveți o zi, seară, dimineață, whatever, ce-o fi, momentul la care vă uitați voi, să fie minunat. Vă pup!